Vânzarea. Dar când a avut toporul o coadă de lemn tare, puteți judeca singur ce tristă întâmplare. Grigore Alexandrescu, Toporul și pădurea. Cele povestite aici le scriu după amintirile câtorva supraviețuitori ai acestui lung calvar de distrugere a grupului nostru de rezistență. Prin ceea ce ei știu, ca și prin infernul pe care îl cunosc din proprie pătimire, ei pot fi numiți martorii patimilor. Ei sunt profesorul Olimpiu Borzea, medicul Nicolae Burlacu, preotul Victor Dâmboi, Vitoria Trâmbițaș, sora fraților Gheorghe și Andrei Hașiu, Oara Pop, soția lui Fileru și morarul de atunci din Bojorta, Petru Cristea. Fiecare cunoștea o frântură, posed amintiri, care puse cap la cap alcătuiesc tragedia. După cum am mai spus, în partea pusiană a țării Făgărașului exista de ani de zile organizația anticomunistă condusă de profesorul Olimpiu Borzea din Viștea de Jos. Grupul se constituise din intelectuali ai satelor, învățători, profesori, medici, preoți, țărani și muncitori mai răsăriți. Era zona din care se ridicase cu 70 de ani în urmă cel care în istorie a rămas cu numele Badea Cârțan. Cei mai mulți erau formați în tinerețe în frățiile de cruce ale școlilor normale din Făgăraș și Sibiu. Păstrau legătura între ei, schimbând informații politice, interne și externe, căutau să mențină conștiința națională trează în aceste sate, dejucând discret planurile regimului comunist. Se pregăteau și militar, mai toți făcuseră războiul, unii fuseseră răniți. Aveau la îndemână arme depozitate în bune condiții, așteptând momentul potrivit pentru a pune mâna pe ele. După ce am luat legătura cu acest grup, prin Remu Sofonea, prin Brâncoveanu, ei au avut o activitate în plus, să ne ajute pe noi, cei din munți. Pentru noi, existența acestui grup a fost un adevărat noroc, având puncte de sprijin la apus de drăguși. Ne-am putut extinde practic activitatea în toți munții. De la ei am primit permanent informații despre mișcările securității și chiar despre intențiile ei. Din grup făceau parte, pe lângă Olimpiu Borzea, învățătorul Pompiliu Stanciu din Viștea de Jos, doctorul Lucian Stanciu, țăranul Gheorghe Borzea, muncitorul Gheorghe Borzea, studentul Ion Bucelea din Viștea de Sus, tânărul Vasile Bucelea, 18 ani, și Vasile Bucelea, tatăl lor, Ion Sofariu, Nica Popi, apoi Victor Geamănu, Liviu Fogoroș, Marcu Oană sau Logrea, inginerul Liviu Nicoară din Rucăr Făgăraș și Ioniță Greavu din Noul Român. Din primul moment s-au aliniat preoții Nichita Bălescu din Viștea de Sus, Cornel Dascălu din Arpașul de Jos, părintele Tețu din Corbi, părintele Neagoe, Pavel Borzea din Viștea de Jos, părintele Hariton Ieșanu din Sâmbăta de Jos și părintele Victor Dâmboi, ce venise în drăguș în urma morții părintelui Ghindea, cel bătut de securitate. Din Sâmbăta de Sus era învățătorul Vasile Petrașcu, fratele lui Nicolae Petrașcu, secretarul mișcării legionare Octavian Popa Iov și alții. Din Viștea de Sus era și croitorul Ion Cristea, iar la Sâmbăta de Sus profesorul Ion Grov. În partea puseană a țării Făgărașului îi aveam pe frații Remus Budac, profesor din Cârța, și pe învățătoarea Elisabeta Malene, văduva preotului Gheorghe Malene, ucis de Armata Roșie în 1946 la Brașov. Voind să o protejăm, izolând-o de riscuri, ne-a spus: și eu sunt nepoata lui Andrei Budac, un haiduc local de prin 1910. Ca om de sprijin, pe o perioadă lungă de timp, Olimpiu Borzea păstra legătura cu ofițerul Dumitru Costăchescu, azi colonel, care l-a aprovizionat cu armament și echipament militar. De asemenea, cu inginerul Ion Șandru, cu sora sa, Petronela Negoșanu și cu tatăl lor, Ion Șandru. Exista și un sistem de chemare urgentă a noastră din munte, la un semnal ce s-ar fi dat de electricianul Antonie Grapă din Viștea de Sus prin stingerea și aprinderea luminilor la o oră convenită din noapte. Între timp, în 1953, prin profesorul Ion Grovu, s-a luat legătura cu medicul Nicolae Burlacu din Făgăraș.
ieșit recent din închisoare. Avusese o condamnare mică la Cluj, neputându-i se aduce acuzații mai grave. Nefiind însă omul care să se dea la fund, a reluat legătura cu o altă organizație anticomunistă de la Sibiu, înființată cu ani în urmă de capitanul Sabin Mare, în jurul colonelului dr. Ioan Muțiu, și cuprinzând pe judecătorul Grigore Cioloboc, studentul Mircea Zorea, inginerul Andrei și, desigur, alții pe care doctorul Burlacu nu-și mai amintește. Deși urmărit, doctorul a făcut câțiva pași îndrăzneți în București, în cercul ambasadelor apusene. Astfel, a luat legătura cu un fost judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care i-a dat vestea, deloc îmbucurătoare, că la Praga, în 1953, s-a ținut o ședință ocultă internațională, Cahalul, în care americanii au hotărât că nu vor intra în război, nu vor face, de fapt, un război în Europa. Prin avocatul Vidrașcu a intrat în legătură cu legația Elveției, care urma să facă legătura grupului nostru cu Consiliul Național Român din Franța, CNRF. La început s-au arătat binevoitori, dar apoi au refuzat, invocând neutralitatea Elveției. Deplasările doctorului Burlacu erau motivate pe seama dragostei sale față de fotbal. Fusese jucător în tinerețe, iar acum era mare microbist. Renunțase la ambasade, căci în Sibiu sosise radiotelegrafistul grupului de parașutiști ai capitanului Sabin Mare pe nume Ilie Rada. Grupul nostru avea deci legătură cu doctorul Burlacu prin profesorul Grovu. Eram informați în continuu de intențiile lui și de pașii făcuți. Astfel, am primit cu mari speranțe vestea sosirii unui parașutist la Sibiu, nu știam numele, și ne-am îndurerat aflând că s-a sinucis pentru a nu cădea viu în mâinile securității. Desigur, grupul capitanului Sabin Mare, ca și cel al lui Ică Tănase, Golea și Samoilă, a venit vândut gata de agenții sovietici infiltrați în serviciile anglo-americane. Aceștia informau NKVD-ul și securitatea. Și cine, și unde, și când, și cu ce scop soseau grupurile de parașutiști. Și, desigur, și ceea ce va fi transmis Ilie Rada. Între timp, învățătorii și profesorii făcuseră în așa fel ca să predea în satele vecine pentru a avea motiv de deplasare și, umblând, să audă și să vadă. În plus, cu deosebire, Olimpiu Borzea s-a angajat în activități cultural-artistice, jocuri cu tradiții folclorice, cu turnee de tineri și bătrâni prin satele din zonă. Era și un mod de a-și păstra influența asupra tineretului și oamenilor din sat. În noiembrie 1954, după întâlnirea de la stejarul de la Șoarș, din 8 noiembrie, Brâncoveanu și Nelu Novac au luat legătura cu profesorul Ion Chiuștea și cu ceilalți. Au renunțat să mai vină la noi, hotărât să erneze împreună cu aceștia, fie că li s-a părut riscantă trecerea Oltului, care era mare, fie că socoteau condițiile de iernat ale celorlalți mai bune decât cele descrise de mine în episodul despre pădurea Colunului. Și a mai fost ceva ce trebuie povestit, amănunțit. Dați să-i scălim. Procesul de colectivizare în regiunea Făgăraș pornise din 1949. Reușiseră la repezială să înființeze o colectivă, după câte mi-amintesc, în Toderița. Comuniștii din Făgăraș și orașul Stalin insistau într-una pentru extinderea procesului și în alte sate, trimițând propagandiști, între care mulți proveniți din aceste sate. Desigur, oamenii erau refractari sau ne anunțau despre ce se întâmplă în satul lor. Fie noi cei din munți, fie oamenii lui Pridon, Mogo și Mazilu, interveneau căutându-i seara acasă pe cozile de topor. Propagandiștii de obicei nu înoptau în sat. Și în fața familiilor lor încercam să le explicăm cu binele de răul ce au de gând să-l facă consătenilor lor. Le arătam ce înseamnă colhoz în Rusia și la ce să se aștepte. Vor cădea blestemele satului asupra voastră și a copiilor voștri dacă vă faceți scos de topor. Continuam cu amenințarea pentru o judecată viitoare sau chiar mai devreme dacă nu stau la locul lor. La fel procedam cu colectorii prea zeloși și cu cei pe care îi știam agenții securității.
În cele mai multe cazuri, reușeam. Puțini au fost din cei care au rămas total înhăitați la dispoziția stăpânirii după vizitele noastre. În fața acestei situații, regimul a renunțat deocamdată să mai colectivizeze în regiune. Așteptau distrugerea noastră. Cred că și din acest motiv au evitat ca din zonă să strămute oameni în alte părți, cu domiciliu obligatoriu. În 1950 se punea problema între noi de a desființa colectiva din Toderița. În urma unei consfătuiri cu Mogo și cu Mazilu, am hotărât să o lăsăm drept o monstră de sărăcie și pustiire pentru oamenii din satele din jur. Să vadă cu ochii lor ce așteaptă. În toamna anului 1954 s-a început o acțiune de întovărășire, în partea puseană a raionului Făgăraș, în satele Viștea de Jos, Ucea de Jos și Arpașul de Jos, sate mai îndepărtate de munte. După consfătuire cu Olimpiu Borzea, frații au hotărât să intervină. Poate că a fost o greșeală. Intervenind noi, exista dovada clară a legăturii noastre cu aceste sate și, până la bănuieli grave, nu era departe pentru securitate. Lucrurile s-au derulat așa. În seara aceleași zile de toamnă, pe o vreme de ploaie, la locurile unde se făceau înscrierile pentru întovărășire, au apărut doi tineri. Fiind frig, s-au dus îmbrăcați cu cojoacele. De altfel și localnici umblau așa seara pe la șezători. În Viștea de Jos au mers Ghițăhașu și Brâncoveanu. Intrând, și-au exprimat dorința de a se înscrie și ei. Dați să-i scălim. Le-au cerut trepădușilor. Bucuroși, aceștia le-au întins registrele, la care mâinile sus. Le-au ordonat cei doi scoțând pistoalele. Fața la perete și nicio mișcare. Cei de față s-au executat, le-au ridicat registrele, le-au luat pelerinele, i-au percheziționat, luându-le pistoalele, apoi au plecat în noapte. Dacă mai veniți pe aici, ori se găsesc alții, atunci vom vorbi altfel. Deocamdată, și aici s-a renunțat la întovărășire. În sentințele de condamnare la moarte drept, crimă importantă pusă pe seama grupului a fost întârzierea cu ani a colectivizării în regiune. Și s-a mai urmărit un scop, de altfel mai vechi. Avea un plan de capturare a șefilor securității din orașul Stalin. I pândiseră. Și cu un an înainte, s-a încercat acest lucru și în toamna anului 1954. Ar fi fost înlocuiți, desigur, cu alții, dar greu ar fi putut ajunge la nivelul ticăloșiei acestora.